Primăria Municipiului Suceava, la solicitarea DSP-ului, pregătește spații pentru vaccinul anticovid și am stabilit 6 locații pentru toate zonele din oraș, respectiv școala, la sala de sport, la școala generală Ion Creangă pentru cetățenii din cartierul Opcini, la sala de sport de la școala generală Miron Costin din Suceava pentru cei din cartierul Burdujeni, la sala de sport a liceului program sportiv pentru cartierul George Enescu, la sala de sport de la școala generală numărul 7 din Ițcani pentru cetățenii din cartierul Ițcani, la teatrul Matei Vișnec pentru cetățenii din zona centrală a orașului, iar pentru cei din Burdujeni sat, la sede primăriei municipiului Suceava din Burdujeni, acolo unde se organizează stația de salvare. Sigur, noi am trimis aceste spații la DSP, în măsura în care vor fi nevoie de date suplimentare, le vom transmite. Sigur că ne dăm și noi tot interesul că atunci când vine acest vaccin anticovid, să ne putem organiza de așa manieră încât să se poată desfășura activitatea în condiții de normalitate. Pe de altă parte, situația la zi în municipiul Suceava arată o incidență de infectare cu coronavirus sub pragul de 3 la 1000 de locuitori, mai exact 2,54 la 1000 pentru ziua de marți. Cu toate acestea, măsurile emise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru prelungirea scenariului roșu rămân în vigoare până la data de 14 decembrie. Vreau să le mulțumesc sucevenilor pentru efortul pe care îl fac și rog să fac acest efort în continuare, să păstrăm aceste reguli legate de pandemie, în primul rând purtatul măștii, distanța fizică, distanța socială, la fel de important, măsurile de igienă personală. Să facem acest lucru în primul rând pentru a ajuta Spitalul Județean. Așa cum se știe, la Spitalul Județean nu mai sunt locuri la ATI. Cum am spus și altă dată, să facem tot posibilul să ajungă cât mai puțini persoane la spital, să ajungă cât mai puțini cetățeni la ATI.